Anul acesta se împlinesc 100 de ani de la obținerea primei medalii olimpice. Pe atunci, echipa de rugby a României a reușit să urce pe podium. După un secol de sport și istorie, ce mesaj aveți pentru tinerii sportivi din țara noastră? Trebuie să faci o paralelă între ce a fost atunci și condițiile de atunci și cum era înțeles sportul în acea perioadă și să găsești o potrivire care să fie adaptată vremurilor noastre și transmisă pe înțelesul tinerei generații. Dar ceea ce le-aș transmite este faptul că în primul și în primul rând sportul te ajută să rămâi în formă. Sportul te ajută mai ales în această perioadă în care informația este extrem de multă și extrem de diversă, să reușești să alegi ceea ce este bine pentru tine și să dai la o parte ceea ce nu este bine. Sportul este acel domeniu care te ajută inclusiv să te poți destresa într-o perioadă foarte, foarte complexă, foarte încărcată, așa cum am spus, cu foarte multă informație. Nu vorbim neapărat de performanță și de marea performanță, ci vorbim de acea stare de bine pe care trebuie să o ai indiferent ceea ce îți propui să faci. Și atunci sportul este parte a unui ecosistem, da? Foarte important, în care trebuie să introduci acest domeniu, sportul, în cele 24 de ore din fiecare zi. Absolut în fiecare zi. În modul acesta și începând să practici sportul de la o vârstă fragedă, te vei obișnui, ca și atunci când vei deveni tânăr, adult, să acorzi importanța cuvenită, da, acestui domeniu. Sunt sigur că sunteți la curent cu situația din Franța de la momentul actual și credeți că ce se întâmplă acum acolo cu situația politică ar putea afecta cumva desfășurarea Jocurilor Olimpice? Aveți vreun semn din partea Jocurile Olimpice sunt deja în mișcare, da? Deci tot procesul de pregătire, de calificare, de acreditare a sportivilor calificați, de tot ceea ce înseamnă logistic, transport, arene, totul este deja aproape de finalizare. Așa că o situație politică prin care ei trec acum nu are cum să afecteze un mecanism care deja funcționează la capacitatea lui normală. Și cum credeți că se vor desfășura participanții români? Cât de pregătiți îi vedeți? Noi facem eforturi așa cum le putem face noi, pentru că noi asigurăm suportul logistic, suportul de care sportivii au nevoie, tocmai pentru ca ei să ajungă la momentul Jocurilor Olimpice în cea mai bună formă, atât fizică, cât și mai ales mentală, da? Pentru a putea concura la cel mai înalt nivel, bineînțeles, la cea mai importantă competiție pentru foarte mulți din cariera lor. Credeți că vom marca centenarul de anul acesta cu încă vreo reușită? Ne dorim și pentru asta am investit foarte, foarte mult și ne așteptăm să avem motive de bucurie și motive pentru care să sărbătorim acest centenar de care ați spus. Practic e vorba de prima medalie câștigată de România la o ediție a Jocurilor Olimpice, bronz echipa de rugby în 1924, dar mai avem și o altă aniversare, 110 ani de la înființarea Mișcării Olimpice în România. Deci, borne pentru care să găsim motive oferite de sportivii care vor participa la Jocurile Olimpice, avem. Ceea ce ne dorim foarte mult este să avem și medalii pentru a marca aceste borne și a sărbători și a onora, dacă vreți, întreaga istorie a olimpismului din România.